Luni după amiază au început lucrările simpozionului internațional Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate. Ajuns la cea de-a 15-a ediție, evenimentul cultural științific este organizat la Drobeta Turnu Severin cu binecuvântarea preasfințitului Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Timp de 3 zile la Severin se întâlnesc ierarhii ai Bisericii Ortodoxe Române, academicieni și cadre didactice din învățământul universitar național și de peste hotare la un eveniment de prestigiu ajuns deja la cea de-a 15-a ediție, simpozionul internațional Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate. Deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului a avut loc luni 15 mai ora 17 la Centrul Social Filantropic Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta Turnu Severin și a început cu o slujbă de tedeum. În deschiderea simpozionului, preasfințitul Nicodim a adresat celor prezenți un cuvânt de întâmpinare și binecuvântare. Bine ați venit la această a 15-a ediție a simpozionului Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate. Simpozionul a fost în așa fel gândit ca să dea posibilitate specialiștilor din zonă și nu numai, și din străinătate, să vină cu diferite teme, dar și din diferite domenii, în așa fel încât să dăm posibilitatea specialiștilor din etnografie, din folclor, arheologilor, ținând seama că aici la Drobeta Turnul Severin este un loc încărcat de istoria antică medievală și nu numai, datorită poziționării fostei țări a Severinului, aici unde împăratul Traian a construit podul pe care l-a proiectat la începutul secolului al doilea Apolodor din Damasc. La ediția din acest an au fost prezenți și oaspeți de seamă în alte fețe bisericești, cu toții încântați de temele propuse spre dezbatere, dar și de pitorescul acestor meleaguri mehedințene. Zona aceasta istorică retrăiește niște reveniri puternice pentru că are o zestre bogată și iată preasfințitul Nicodim pune în valoare această zonă de interferență, de cultură, de istorie, de spiritualitate și ne provoacă la o gândire din trecut în prezent, dar și într-o perspectivă pentru viitor. Este un lucru deosebit de important ca și aceste manifestări să se poată încă organiza și pune la dispoziția celor care au preocupări în domeniu pentru a ne transmite aceste informații nouă celorlalți care poate nu putem afla chiar atât de multe informații, dar dincolo de toate și din partea mea am gândit, iată cât de bine și cât de frumos este să fie omul în biserica noastră ortodoxă română, pentru că atât la rugăciunea care se săvârșește de hram sau în biserică, cât și la astfel de manifestări, noi ne simțim și trebuie să învățăm unii de la alții și ne simțim ca într-o familie. Din partea Consiliului Județean Mehedinți, distinși invitați au fost întâmpinați de vicepreședintele Ramona Cupă. Am răspuns cu multă plăcere și deosebit interes invitației de a participa la acest simpozion și anume Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate. Eveniment organizat cu mult profesionalism de Episcopia Severinului și Strehaiei. Totodată, în calitate de gazdă, alături de Episcopia Severinului și Strehaiei, urez bun venit oaspeților noștri, și anume în alte fețe bisericești, academicieni, cercetători, profesori, cu o aleasă reputație. Vreau să mulțumesc în al preasfințitului Părinte Nicodim, Episcop al Severinului și Strehaiei pentru invitație și bine ați venit în județul Mehedinți și în altă sfințiile voastre, vă mulțumesc încă o dată. Ziua a debutat cu slujba Sfintei Liturghii, oficiată la orele dimineții de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, la mănăstirea Coșuștea Grivelnic, care și-a sărbat hramul. La demersul științific participă cu lucrări alcătuite după toate rigorile academice, ierarhi, profesori de teologie, de istorie, oameni de cultură și cercetători de prestigiu din România și din străinătate. Simpozionul continuă și în zilele de 16 și 17 mai.